și bine ai găsit la un episod. Astăzi vom face un review la mașina McLaren, cum e aia, 650 GT3. Am bine. Deci, ok, o să mergem la aeroport și o să facem un mic de așa va test fi un de mic viteză. Test de viteză. La următoarea mașină o să lească să stăm mai mult, deci neapărate că episodul viitor din seria asta nu o să apară așa de repede. Ne grăbim foarte tare pentru că asta e a 6-a oară când încercăm să facem acest episod. Da, e a 6-a oară, am mai încercat și ieri. Astăzi am mai încercat de 2 ori, dar nu mai contează, da. Dacă vă întrebați ce zi este astăzi, astăzi este la mine și la el duminică 24 septembrie, ora 15:51, adică ora 16. Da. Ora 4. Deci, așa vom începe prin așa, următoarea mașină, doar un indiciu că Liviu e încercat trecut să scăpat și a zis o porcărie. Na, deci un indiciu. Și a zis numele mașinii, dar nu să zic și de data asta pentru că e surpriză. Încep, așa. Este și primul indiciu este că, de fapt, primul și ultimul indiciu este că mașina costă mai mult de 1 milion de euro. Da, 1 milion de bănuți, nici joc. Bă, și știi că dacă apeși cât ți se de schimbă camera? Bă, știi că dacă apeși cât ți se schimbă camera? Da. Eu nu. Eu da. Deci, în primul rând, un test de viteză normal. Am mai făcut-o pe aleea aia, numai că s-a băgat un deștept că aibar n-am cine a dat carnetul. 3, 2, 1, hai să vedem ce viteză prinde. Un prost. Un prost i-a dat carnetul, dacă vreți să știți. Bă, dar au pus și din ăla, deci facem fotografie. Maică! Au prins cam 600 și 600. O să încerc și eu și 280. La mine 280 și el are tunată, el ok, are... mai, full speed-ul este 291 la mașina asta, dacă e upgradată la maxim, cum o am eu. 291 este maxim. Liviu, o să vezi tu ce am făcut eu pe filmare. Abia aștept să vezi. Deci na, o face el acum. Nici nu vreau să știu ce ai făcut, adică... Ok, și acum o să facem o curs cu oamenii de la aeroport și vedem ce mai uită-te, mă, nu mai facem o cursă, că deja sunt destul de boring, adică le-am făcut în fiecare episod curse. Mai ales ce de pe aeroport. Să testăm frânele. Bine, deci primul test l-a trecut complet. Nota 9.40, să zicem. La viteza... La mine este nota 9... Nota 7.50. Așa, acum. La viteză, pentru că... La handling, adică la ăsta, la frâne. Nu la handling, la brakes. La brakes. 1, 2, 3, 4. În 4 secunde oprit cu ajutorul unui stâlp. În 4 secunde. Ok, hai să încerc eu. 1, 2, 3, 4, 5 secunde. Eu cu 4, că s-a lovit de un stâlp și ăla l-a mai încetinit. Deci 5 secunde. Nota! Eu m-am dus direct în gol. 1, 2, 3, 3. 3 secunde cu ajutorul unui perete. Da, bine. Da, cu ajutorul unui stâlp 4 și normal ar fi 5. Deci să zicem normal, că aici i-aș băga nota 2, 3, 4. Bă, 4 și 4 și normal. Păi 4 normal. Nu știu, depinde că dacă ai viteză mai mare mai mult, dacă ai viteză mai mică mai puțin. Ia. Acum am băgat nos. Normal, păi să încerc cu, da, 4, cam 4, cu 200 de la oră. 4, 5, hai să zicem că îi dăm nota... O 10, că nu prea multe mașini 2, se apropie. 3, 4, 5, 6. Na, hai să-i dăm, hai că am făcut odată de ori, de 3 ori. Eu i-aș da nota, să mă gândesc puțin,
Eu aș da 9. Și eu așa. 9, 9 și 1. Pentru că am vrut să-i dau un 7, dar ca să rotunjesc și eu puțin, o să-i dau un 8. 8, eu îi dau un 9,50. Eu pot să rotunjez de la 7,50. Bine, treaba e că Liviu știi cum e, un fel de chelu de la ai umor. De ce? Pentru că tu dai cele mai mici note, ever. Bă, eu dau cum merită, nu așa. Na, așa bun, și... Eu până acum am dat doar 2 note de 9. La design, designul, păi e de nota 10 pentru da. Mine. Ia să iau designul din interior. Din interior nu este foarte, foarte stilat. Seamănă ca și unui Lamborghini Huracan din viața reală. Deci voi îmi da nota... Eu îi dau o nota 8. Eu îi dau o nota 10. Nu, eu zic pentru designul de din interior. De fapt, nu, o să-i dau o nota 8 jumate. Na, acum, ultimul test, handling. Adică... Cum se conduce? Controlul mașinii. Controlul, da. Adică cât de bine se controlează la 200 la oră? Da. Întrebarea e de cât de bine se controlează la 100 la oră. La 100 la oră. Și avem voie și cu flână. Dau... Aoleo, ce prost! Am intrat într-o curbă un pic mai mare, prost. De ce se mișcă așa de greu? Greu se controlează, 7 îi dau. 7, 6, 5, nu știu. 6,50. Na. Deci până acum. Ba nu, nu îi dau 6,50 pentru că se mișcă cam nașpa. Dar dacă la debiteze de mai mici de 100 sau mai mari de 100. Na, acum. 300, 200. Să facem caz cu mine. Notele mele au fost 9, 9, cât 8 și 6. 9 cu 9, 18. Bă, singe să fiu. 18, 18, așa 26 și 6 control, cu 6, la 32. Taci un pic, 32. La controlul mașinii, adică cât de bine se controlează, dau un 5,50. Pentru că e destul de slăbuț la control. Deci, da, eu îi dau... Și la mine în total iese 9,50 puncte, total. Na, deci eu i-aș da nota 35, așa, și adunate toate, cam nota 9,40, să zicem. Și dacă ar fi o notă de la, la toate, de la 1 la 100, i-aș da nota 80, 85, i-aș da nota așa. 9,84. Na, deci i-aș da nota 85 la... Iar noi ne vedea data viitoare, la următorul deslive, adică mâine, poimâine sau răspoimâine. Mâine. Pa, pa.